Departamentul financiar al unității medicale a calculat toate costurile generate de spitalizarea pacienților care au ajuns pe secția de boli infecțioase și a tras linia. Care sunt costurile pe care Spitalul Județean Alba le pretinde din partea celor care se fac vinovați de infestarea cu bacteria Salmonella la nunta ce a avut loc la localul Astoria în data de 31 iulie acest an? Da, în perioada 1-4 august 2014 s-au înregistrat în secția UPO Alba 46 de prezentări, dintre care 14 pacienți au fost internați pe secția boli infecțioase, au fost deja externați, având ca diagnostic toxinfecție alimentară cu Salmonella, generând un cost pentru spital de 12.545,18 lei. Pentru recuperarea acestor cheltuieli, noi ne vom îndrepta împotriva restaurantului Astoria, care se face vinovat de această situație. Cheltuielile cu aceste cazuri nu se decontează de către Casa de Asigurări de Sănătate. Prin urmare, le vom considera servicii medicale la cerere și le vom factura restaurantului Astoria. Astfel, societatea care deține localul Astoria are de plătit, pe lângă cele două amenzi primite din partea DSP și DSVSA, de 15.000, respectiv 7.000 de lei, încă 12.000 de lei, cheltuieli pentru servicii medicale la cerere.